fața, am zis să strângem cu lebra ce am cosit noi, da? Hai să vă arăt și vouă. Da. Să vă arăt și vouă ce trebuie să strângi, da? Ei, între brazde a rămas iarba între ele, da? E, ca să iasă frumos, uitați cum am dat eu cu grebla, da? Așa. E, ca să nu mai stau să o vâze muștii după aceea, o adun acum cu grebla, da? O grebla aici super luxoasă, da? Și să trag fiecare brad la ea. Iar când se usucă, eu o să încep să fac grămez cu mielea pe acolo, așa, că acolo a fost iarba mai multă și din cauza aia s-a făcut. Am tăiat-o pentru că, dacă vedeți, e mâncată frunza și rămânea numai pătoare și era păcat de ea să stă. Așa, acum o să facem frumos și asta este. Ia uitați diferența cu grebla, da? Uitați, aici negreblat și aici greblat, da? Diferență. Eu v-am arătat doar ce e interesant, da? Să filmez încolo nu are rost. Eu vă arăt doar ce e interesant. Să filmez câteva ore și să nu are mai bine multe și de mai mult, da? Așa. Dacă mai aveți nevoie de informații despre această cernă și vreți să aflați, spuneți-mi în comentarii. Bine, vă mulțumesc și să aveți o zi bună.